Câmpulungenii au început în forță meciul cu mingea aruncate în atac, dar cei de la Sporting au făcut un joc defensiv foarte bun, blocând atac după atac. Scorul a fost deschis în minutul 9 al partidei, când Radu a executat perfect o lovitură liberă de la 20 de metri. Câmpulungenii au ieșit la joc și 7 minute mai târziu Ionuț Andrei a profitat de o greșeală a defensivei oaspeților și a restabilit egalitatea. Prima repriză s-a încheiat cu accidentarea portarului Sebi Diaconu, care a părăsit gazonul în lacrimi. A doua repriză s-a desfășurat haotic, cu cele două echipe încercând să profite pe contraatac, dar echipa cu golul a fost din Nicu, Ionuț Andrei reușind dubla după o deviere norocoasă a oaspeților. În urma acestui rezultat, mușelenii rămân în continuare pe poziția 3 în clasament, la 8 puncte de liderul Athletic Bradu. Pentru Câmpulungeni urmează două meciuri de foc. Miercuri va avea loc etapa intermediară, din Icarii urmând să facă deplasarea la Viitorul Ștefănești, iar sâmbătă va avea loc derbiul local pe stadionul municipal, primind vizita celor de la CS Rucăr. Un meci cu emoții și foarte greu astăzi. Da, aș vrea să mă refer la ambele jocuri pentru că m-a interesat foarte mult și jocul de la juniori și țin să felicit ambele echipe care au dat dovadă de o atitudine deosebită. Pentru că a fost un derby al așa ziselor ambiții locale. Cu toate că, după părerea mea, și nu vreau să vorbesc, să zic așa, cu răutate, dar Sporting-ul e o echipă care nu coincide cu nimic cu Câmpul Lung. Este o echipă care, după părerea mea, a profitat la maxim, luând foarte mulți jucători din zonă, o echipă care a câștigat o grămadă de bani fără să investească nimic, ba dimpotrivă, din ce am auzit, sunt datorii foarte mari. Asta nu o zic neapărat că noi suntem localnici și să ni se dea întâietate nouă, dar noi încercăm să creăm un spirit. La ora actuală echipa este formată 99% din jucători câmpulungeni sau din împrejurim, jucători mușeleni, care joacă fără niciun ban, care joacă doar cu sufletul și sunt admirabili. Și eu cred că astăzi am reușit să învingem o echipă nou formată, am reușit să învingem o echipă care au un stadiu de pregătire în spate, că au pornit de la vârsta de 8 ani, junioratul, dar copiii mei au înțeles că este un joc important, au dat totul pe teren și rezultatul mă mulțumește și jocul, în mare parte. Aveți un jucător care... Nu obișnuiesc să fac nominalizări, mai ales la un meci ca ăsta, când toată lumea s-a achitat și de sarcini și din punct de vedere al efortului chiar nu am să reproșez la nimeni, remarc întreaga echipă. Terenul foarte greu, a pus probleme ambelor echipe. Este teren foarte greu, dar credeți-ne că în deplasări jucăm pe terenuri mult mai proaste decât ăsta.